Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 40 alineat 3 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați în ședință ordinară din dispoziția numărul 13 din 23 februarie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 8 consilieri, absentând domnii consilieri Pencu, Anastasiu și Pușcaș. Da, Pencu, Anastasiu și Pușcaș. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul viceprimar să prezinte proiectul ordinii de zi. Doamnă și domnul consilier, stimați invitați, dispoziție. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Comune Bogdan, județul Bacău, în ședința ordinară pentru data de 28.02.2017, orele 14, la sediul Casei Comune Bogdănești, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a OAT Bogdănești pentru anul 2017, inițiator viceprimar. 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2017, inițiator domnul primar. La punctul 3. Informare cu privire la activitatea desfășurată pe ejdazul comunal în anul 2016, prezentată de domnul Grigore Gheorghe, viceprimar Comune Bogdănești. 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de pășunat și taxelor de gloabă pentru animale pe anul 2017, inițiator viceprimar. 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 21-12-2016, privind aprobarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2017, inițiator viceprimar. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Punctul 7. Solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. La articolul 2, secretarul Comunei Bogdănești. Nu mai trebuie, domnul primar, numai ordinea de zi. Da. Asta este ordinea de zi. Da, propuneți spre aprobare. Proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Da, președintele de ședință, fiind stabilit deja persoana domnului consilier Vlad, poftiți domnul Vlad. Da, vă mulțumesc. Asta înainte de a trece la ordine de zi, v-a rugat domnul secretar să spuneți spre aprobare procesul de verbale de la luna ianuarie 2017 și da. Decembrie 2016. Dacă referitor la procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local 11 ianuarie 2017, aveți de făcut completări pe marginea acestui proces verbal sau alte considerări? Dacă nu, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local 11 ianuarie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc, deci în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința de 1 ianuarie a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți! Că le aveați și pe alea din decembrie. Au fost la mapă ieri, că n-au fost la mapă. Ieri, pentru faptul că dumneavoastră n-au fost aprobate? N-au fost alea din ianuarie, nu, din decembrie. Mă rog, atunci supuneți pe aprobă. Eu le-am văzut pe toate. Și procesele verbale încheiate în ședințele din 6 și 23 decembrie. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Da. Trecem la ordinea de zi. Primul punct, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a OAT Bogdănești pentru anul 2007. Inițiator, domnul viceprimar. Doamne și domnul consilier, dumneavoastră ați avut la mată proiectul de hotărâri.
propun la articolul 1 aprobarea programului de gospodărire și înfrumățețare a localității Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect al hotărârii. La articolul 2, după aprobarea, secretarul comunei domnul Nicioi Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, domnul Grigore Ioni, viceprimar, domnul Stângă Ion, referent, domnul Andrușca Constantin, referent, șef SDSU și instituție prefectul județul Bacău. Ați avut programul de gospodărire care a fost inițiat de mine, referatul făcut de doamna Viorica Toma, expunerea de motive, avizul de legalitate al domnului Nicioi Vasile și raportul de avizare a comisiei numărul 2. Poftiți. Comisia numărul 2 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, dorești... Da, doamna consilier Grigore. Apreciez proiectul de hotărâre inițial de viceprimar și vreau să vă transmit tuturor că și eu, Școala Gimnazială Bogdănești, am scris într-un proiect tot de educație ecologică, numit Școala 0S, și prin acest proiect vrem să ajutăm la gospodărirea comunității și chiar vă solicităm sprijinul să ne ajutați să colectăm o cantitate cât mai mare de deșeuri, peturi, sticle și, bineînțeles, hârtie. Și sperăm că împreună să reușim să facem un lucru bun. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă mai dorești cineva? Dacă nu, o să mă scriu la cuvânt. Cu privire la proiectul de hotărâre, acest proiect de hotărâre, la programul din frumusețare, ca o părere personală, am studiat acest proiect de hotărâre. Este, după părerea mea personală, la modul general. Un proiect de hotărâre pentru o localitate, zic eu, că se făcea concret. Construire de resurse. De unde? Ce resurse avem? Sau înfrumosităm comuna? Care? Strada? Lumii? Totul la general. Luați un exemplu. Ăsta e un model de program, dar zic eu că trebuia adaptat corect la situația de la noi. Concret. Ce înfrumosităm? Cu tare stradă, cu tare clădiri, cu unifon, dreapta. Da. Atât am auzit. Mai dorește cineva? Dacă nu, trecem la supunerea la vot. Cine este pentru? 7. 7 e în acela. Da. Trecem la următorul. 7 voturi pentru și o abținere, a fost adoptat proiectul de hotărâre. Da. Trecem la următorul. Un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBU, pentru anul 2017. Inițiator, domnul primar. Domnul și domnul consilier, dumneavoastră ați citit proiectul de hotărâre. Propun la articolul 1 să se aprobe cotizația anuală a Comunei Bogdănești, județul Bacău, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru anul 2017 în cuantum de 100 lei. La articolul 2 să se mandateze domnul Andrușca Nicolae, având calitatea de reprezentant al unității administrativ-teritorială în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 prezentul proiect de hotărâre precum și după cum urmează. Pentru localitățile de rangul 3 cuprins în proiectul extindere și modernizare sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei. Slănii Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritară 2014-2020, 1.000 de lei. Comunele fără investiții și de infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. La articolul 3, după aprobarea domnului Nicioi Vasile, secretarul comunei va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, instituție prefectului județul Bacău și o va aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Inițiator, domnul primar.
avem de la unitățile administrative teritoriale membri adit, referatul doamnei Crăcăuțeanu Romele, expunerea de motive a domnului primar Andrușcă Nicolae, avizul de legalitate al domnului secretar și raportul de avizare a comisiei numărul 1. Domnul Vulcu, doamna Grigore. Da, comisia numărul 1 a dat aviz favorabil acestui proiect. Da, vă mulțumesc, domnule. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, probleme pe baza acestui proiect. Dacă nu sunt, problemă. Deci, suntem băgați în asociația asta VIP, dar aș vrea și eu să știu, ca simplu cetățean, când vom avea și noi un proiect de apă și canal, să fim și noi în rândul lumii. Că nu suntem. La doi pași de comuna, de orașul Onești, avem apa trasă până în capătul Filipeștei și noi stăm așa. Plătim pe apă și plătim și o cotizație, cred că, de 100 de lei. Că nu suntem plătim și în program. Cum putem să facem, să ajungem, să ne prindem și noi într-un program de asta, la doi pași, de Onești? Suntem familii, cu copii, avem pretenții. Că vrem școală modernizată. Selectăm gunoi pe diferite peturi și hârtie și asta, dar noi nu avem apă și canal. Apa este infestată în toată comuna. În toată comuna, de la hasnale, fose și grajduri, bem apă cu nitrat. Îmbolnăvim populația. Și noi plătim apă la mea. Adică. Vă mulțumesc. În legătură cu ceea ce a spus domnul consilier, noi suntem înscriși, suntem la începutul unui proiect. Proiectul? Da, nu. Am avut un proiect care l-am făcut în anii anteriori și n-am primit finanțare. Atunci era acum, dați voie să vorbim. Acum mergem pe alt proiect, domnul Stângă este aici, este la Bacău, este în desfășurare și avem toată promisiunea. În momentul, acum s-a votat bugetul al țării, să vedem ce bani se primește. Astăzi domnul primar este la o ședință la Bacău cu doamna Sevir Șaidec, în care, dacă dă Dumnezeu, o să avem și proiectul de apă și canalizare. Deci, dar acest proiect de apă și canalizare, să nu ne bătăm cu apă rece, că se va face în cel puțin una. Nu, asta este de dura. Îmi cer scuze. Eu provin dintr-o zonă foarte săracă. Deci eu sunt măritat în comuna asta. Nu știu dacă știți, pe zona Podul Turcului, partea Motoșeni, Podul Turcului. Am fost acum o lună de zile. Se lucra duminica la băgat apă în comuna Glăbănești. Și era și zăpadă și asta, și utilaje și asta. Dom'le, eu sărăcie lucie pe zona aia. Da, da, au finanțarea. Eu înțeleg foarte bine. Finanțarea vine când faci un proiect. Faci un proiect. Când suntem. Dar nici pe dumneavoastră nu vă oprește nimeni să nu veniți cu un proiect de genul acesta. Haideți să încercăm cu toții. Eu sigur din opoziție, nu. Dar nu, da, că aici nu discutăm contradictor, interesul e să avem cu toții apă și canal. Da, problema, nu discutăm problema să punem pe următor. Haideți să facem și noi ceva. Da, să haideți să ne punem cu toții ultima, la masă. Ultima intervenție care vă pot da. În momentul când noi am avut un proiect de asfaltare, acum, momentan, nu poate să-ți dea alți bani, că ai banii aia care de asfaltare. Și spune, domnule, cheltuiești-ți banii pe asfaltare, noi mai avem de asfaltat. Noi n-am terminat cu asfaltare. Ați văzut că acum anul n-am stat deloc.
anul trecut am făcut treaba. Dar anul ăsta, când am asfaltarea și dacă dă Dumnezeu și iese proiectul de apă și ne-l finanțează, dăm drumul și la apă, nu ne... Aici degeaba spunem că vrem să fim o societate civilizată. Nu depinde de noi. Mai repet, nu depinde de noi. Am făcut demersurile, am făcut absolut tot. Dacă primim, și după aia. Ați înțeles, dacă primim bani, noi facem treaba. Mulțumesc. Domnul președinte, rugăminte la dumneavoastră să dirijați așa, ca discuțiile se poate de așa manieră, să poate fi consemnat în procesul verbal. Pentru că dacă domnul consilier, mă rog, zice o propoziție, domnul vice o propoziție, nu se poate face un dialog în procesul verbal. Deci să-și expună fiecare. Îmi cer scuze. Punct de vedere. Nu trebuie să vă cere scuze. Eu doar vreau să poată menționa procesul verbal. Da. Deci, mai durești. Și după aceea, eventual, drept la replică. Iar drept și iar drept până când se finalizează discuții. Mulțumesc. Dacă nu, mai durești să punem prea. Cine este pentru? Deci, da. Unanimitate de voturi. Să înțeleg, a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la... Trecem la punctul 3. Informare cu privire la activitate desfășurată pe izlazul comunal în anul 2016. Prezintă de domnul viceprimar. Informare cu privire la activitate desfășurată pe izlazul comune Bogdan, județul Bacău, anul 2016. Domnule primar, domnule și domnule consilier, conform dispoziției 2016, emisă de primarul comunei Bogdan, județul Bacău, viceprimarul comunei, coordonează activitatea de pășunat de pe izlazul comune din punctul Burziș-Hută, proprietatea Consiliului Local al comunei Bogdan, județul Bacău. După cum știți, și din anii anterior, în baza hotărârii Consiliului Local din 27-3-2013, sunt încheiate două contracte de închiriere pentru pășunat din izlazul comunal. Contractul 1401 din 27-3-2013 cu domnul Mititelu Cătălin Constantin pentru suprafața de 42,75 hectare pășune. Contractul 1400 din 27-3-2013 cu domnul Mititelu Gheorghe pentru suprafața de 19,79 hectare pășune. Au fost încasate sumele aferente celor două contracte și impozitul pentru terenul arendat, nefiind sume restante la plată. În baza acelor contracte au fost efectuate de cei doi contractanți. Lucrările de igienizare și curățire a pășunilor raportată la numărul efectivelor de animale deținute. În ceea ce privește pădurea existentă de 148,30 hectare, care după cum știți este dată în pază și administrare conform prevederile codului silvic către ocolul silvic Mănăstirea Cașin, s-au plătit 7.300 de lei. Și pentru anul acesta voi lua toate măsurile pentru ca activitatea de pășunat să se desfășoare în condițiile impuse de lege, atât în ceea ce privește activitatea de pășunat, cât și activitatea de curățire a pășunei. Se va urmări lucrările de igienizare și întreținere ce trebuie efectuate pe pășunea comunală. Vom asigura prezența de ori câte ori va fi solicitat de către ocolul silvic Mecașin pentru marcare sau pentru alte activități ce vor avea loc împreună cu reprezentanții ocolului Silviu. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, marginea acestei informări prezentat domnul viceprimar. Nu sunt... Dacă nu sunt, mă scriu eu la cuvânt. Domnule viceprimar, așa cum a fost la primul punct, am spus că a fost superficial, această informare este chiar superficială. Și am să mă explic de ce. Dumneavoastră a spus la modul general. Au fost încasate sumele aferite de celor două contracte și impozitul pentru teren. Ce sume s-au încasat? Mai departe, igienizarea s-a făcut în funcție de animale. Câte animale, câte zile s-au prestat? N-a spus. Mai departe, la pădure, 148 de hectare, s-au plătit 7.300 lei. Eu știu că în contractul ăla, când am făcut cu Ocolo Silvic,
contractul spune felul următor. Ocolul Silvii, Mănăstirea Cașa, administrează aceste 148 de hectare de pădure și în urma administrării, din banii aia care au tăiat, de acolo se plătește. N-a să s-a plătit 7.300 lei. De unde? Ăștia sunt bani din fondul Consiliului, sunt bani din ce au rămas de la... De asta, eu nu înțeleg, dacă e făcut superficial pentru Consiliul următorul punct, cu taxa de pășinar de la... Suntem, eu cel puțin, sunt în ceasă. V-aș pune întrebare, la legătura cu doamna contabilă, să-i spuneți acum, despre ce sumă e vorba? În 2016. Da. În legătură cu taxa pentru păduri, aia este paza care se face de către Ocolul Silvic. Ocolul Silvic nu a efectuat niciun fel de lucrări pe raza Comunei Bogdănești și noi am plătit banii care îi luăm, cum a fost înainte tăiere. A fost o tăiere și a rămas și bani. Banii aia nu poți să-i folosești numai decât pentru plata pazei sau pentru însămânțare, pentru puiet. Am înțeles. Eu de unde să știu dacă nu... Da. Ce este până? Nu ia să știți, sunteți în... Așa, dar eu ca și poziție de unde să știu. Bun. Cealaltă problemă? Pășunea? Da, pășunea nu are omul niciun fel de restanță, este plătit totul la casier. Bine, dar nu mă puțin, stai, 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 eu nu-s mulțumit de răspunsul ăsta, că o plătit, dar ar fi trebuit spus acolo, doamne, impozitul pe 62 de hectare de pășunat este suma de, s-a plătit atât, nu s-a, noi nu știm ce sunt, ne întreabă și noi, ca și consilier, cu altă cetățenie, doamne, nu vreau să ne spuneți, nu vreau să votăm. Ce să facem? Asta e... Dacă sunt trecut la secret de serviciu... Da. Domnul Vici, mergeți și chemați-o pe doamna contabilă. Da, da. Și spuneți ce situație s-a făcut vis-a-vis de ceea ce s-a făcut. Eu am domnul consilier. Vreau să prezinti... Aici... Brum. Aici eram și eu curios ce sume s-a plătit și cum s-a plătit. Și anul ăsta, cred că contractul e făcut pe an... Pe fiecare an sau cum? Deci dacă s-a făcut cont, pe 5 ani e făcut, pe 10 ani. Și suma de acum 3 ani merge până în... Deci nu se modifică, se mai măresc prețurile, se mai... Inflația și toate astea. Deci dacă e o sumă de 20 de lei, să zicem, 10 ani de zile merge. Trebuie să opriți puțin, stați să vină domnul Bicicara sau doamna, nu mă optimați, eu nu pot să răspund la întrebare. Prețurile de fier de la una, asta e. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local, care punctul 4 are legătură cu tăiul, ca să nu... Da? Sunt de-acord? Da. Da, domnul Blan. Nu s-a cumat de capătări. Mititelul Gheorghe plătește pe pășunat 2064 de lei și impozit pe teren 5002 lei. Iar mititelul Cătălin plătește 3263 pășunatul și 1014 lei teren. Mai dorește cineva? Un pic. Și anul ăsta rămâne aceleași prețuri. Am ajuns. Aveți răbdare să parcurgem dispoziția. Mă, ce v-am întrebat, domnul Vici? Mulțumesc. Mai dorește cineva? Poftiți? La patru e... Da. Mai dorește ceva? Dacă nu trecem la punctul 4, să vă spun, informare.
proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de personal, a taxelor de groapă pentru anul 2017. Domnul Dumnezeu Rimac. Da. Poftim. Da, le-ați avut la mână, președinte, l-ați citit, probabil că sunteți nedumerit. La articolul 1, propun, începând cu data de 1 mai 2017, să se învoiască animale pe izlazul comune din punctul Hută, Bulziș, după cum urmează. 1. Bovine, cabaline adulte, 12 lei cap. 2. Tineret, bovine și cabaline, 8 lei pe cap. Ovine și caprine adulte, 5 lei pe cap. Tineret, ovine și caprine, 4 lei. Porci, 10 lei. Domnul Viciu, spuneți mai bine că sunt la nivelul de... De anul trecut. De anul 2 ani și de anul 3 ani. Și cu asta, deci nivelurile nu s-au modificat față de cele de anul trecut. Eventual, dumneavoastră, puteți să propuneți sume în plus sau în minus, să majorați sau să mișorați taxe. Asta este propunerea domnului Viciu. Mai citesc la articolul 2? Nu. Bun, atunci ați citit, ați avut-o la mână. Deci acest proiect de hotărâre vine nemodificat de 3 ani sau de 4 ani, nici nu mai știu exact. Deci acum, dumneavoastră, numai dacă vreți să modificați anumite taxe în plus... Dacă minus, credeți că sunt prea mari sau prea mici, dumneavoastră hotărâți. Noi n-am făcut toate acestea să omorăm oameni. Ba, domne, să trăiască. Sunt foarte mulți pescători, dar dumneavoastră decide, sunteți în... Comisia numărul 1. Da, păi, avem... Comisia 1, domnul Grigori Mioara și Vâlcu Octavian. Da, să... Sofiți. Comisia numărul 1. Acest proiect de iar s-a analizat, s-a dat aviz favorabil cu ochii închiși. Motivul, terpele sunt de aceeași de 3 ani de zile, fără documente la acest proiect. Din fără documente? Da, nu. Cât s-au încasat, cât te pe taxa mai mărit în timp la... Nu, nu, nu. Haideți să nu amestecăm lucrurile, domnul președinte. Da, eu cred că lucrurile astea trebuie au, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, menționate în informare. N-are legătură proiectul de hotărâri cu informare. Astea sunt propunerile pentru taxele de anul ăsta. Deci, documente, ce se înțelege? Cine ascultă, sau eventual urmărește filmarea numai auditiv, poate să-și dea seama că la proiectul de hotărâre nu sunt documente. Deci documentele sunt cele prevăzute de lege pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Da? Avem acolo referatul de specialitate, avem expunerea de motive, avem avizul de legalitate al secretarului și chiar și raportul de avizare al dumneavoastră care, scuzați-mă dacă dumneavoastră l-ați dat cu ochii închiși, este problema dumneavoastră. Că dumneavoastră l-ați dat, da? Mai trebuie atât, mulțumesc. Dacă sunt discuții pe masă, mai din acest proiect, vă rog. Vreau să mă scris la cuvânt. Cine? Deci, patru. Ok. Deci, în situația aceasta, proiectul de hotărâre nu este aprobat. Da. Trecem mai departe la următorul proiect. Deci, proiectul de hotărâre a fost respins. Da, dar nu spune care motiv. Urmând ca dumneavoastră, deci nu trebuie să spună care motiv, urmând ca dumneavoastră să propuneți soluții pentru adoptarea unui nou proiect de hotărâre. Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind
modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 47 din 21-12-2016 cu privire la aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2007, inițiator domnul primar. Domnul viceprimar. Proiectul de hotărâre, tot așa a fost la mapă depus, și propun la articolul 1 modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 71 din 21-12-2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, după cum urmează. Se abrogă articolul 48, articolul 49 și articolul 50 din hotărârea Consiliului Local numărul 71 din 21-12-2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 privind taxele extrajudiciare de timp. La articolul 2. Compartimentul financiar contabil și doamna Tinca Alina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. La articolul 3. După aprobarea hotărârii va fi comunicată de secretarul comunei primarului comunei Bogdănești compartimentului financiar contabil, doamna Tinca Alina și instituției prefectului județului Bacău. Aveți referatul făcut de doamna Tinca, ca juristul primăriei Bogdănești, expunerea de motive a domnului primar Nicolae Andrușcă, avizul de legalitate al domnului secretar Vasile Onciu și raportul de avizare a comisiei numărul 3. Numărul 3 și... Da. Și... Da, și 1. Și da, comisia numărul 1. Da, comisia numărul 1, toată aviz favorabil. Da, la fel și comisia juridică cu numărul, comisia numărul 3, având în vedere că s-a modificat legislația, era firesc să fie modificat de ceea ce. O lucru l-aș ruga pe domnul secretar să aveți, domnul secretar, da? Undeva e trecut hotărârea Consiliului numărul 71 din 21 decembrie, în altă parte hotărârea numărul 47 trebuie să... Da, poți să fie o greșeală de redactare, da, noi da, cu da, niciun fel de intenție. Da. Este vorba de hotărârea care dumneavoastră ați adoptat în decembrie, da, pentru taxe... Nu, părerea că undeva scrie... Da, da, e posibil să fie o greșeală la dactilografie, da. O să verificăm. Dacă sunt scrieri la cuvânt, eu vă ajut. Dacă nu sunt, se pune spre bază. Cine este pentru? Deci cu 8 voturi pentru. Vă mulțumim și acest lucru. Deci, punctul 6, am înțeles că nu se mai ține, a fost scos din ordinea de zi. Punctul 7, solicitări adresate Consiliului Local. Domnul secretar, am văzut ieri la mapă. Da, sunt două adrese, una de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, cu numărul 283, 13 ianuarie 2017. Și este vorba de avizul cu privire la rețeaua de învățământ. Deci, referitor la adresa dumneavoastră prin care ne solicitați avizul conform pentru rețeaua unităților de învățământ, vă transmit următoare. Proiectul pentru rețeaua unităților de învățământ universitar pentru anul școlar 2017-2018 nu a fost realizat prin proiect de hotărâre de către Consiliul Local, în conformitate cu articolul 22, literele A și B din metodologia privind fundamentarea ciclei de școlarizare pentru învățământul universitar, evidența efectivelor de școlari și elevi școlarizați în unități de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ universitar pentru anul 2017-2018, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării numărul 5777-2016. Da. Motivat de acest fapt, așa cum prevăd dispozițiile articolului 31 alinea 2 din metodologie, în situația în care autoritățile administrației publice nu transmit propuneri privind organizarea, reorganizarea rețelei școlare din raza lor din cel mult 30 de zile de la data transmiterii solicitării menționate la punctul 1 sau nu întrebind de măsurile necesare privind organizarea rețelei școlare, în acord cu prevederile articolului 61 alinea 2 din Legea Educației numărul 1 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Inspectorului va fundamenta proiectul planul de școlarizare pentru unitățile de învățământ aflate în această situație pe baza actului administrativ, hotărârea Consiliului Local valabil la momentul respectiv. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, întrunit în data de 13.1.2017, a constatat că rețeaua
școlară care va funcționa anul școlar 2017-2018 este cea aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 27.1.2016. Dar din câte știu eu, doamnă director, în primă fază ni se cerea o hotărâre prin care să fie un aviz de principiu, urmând ca după avizul lor conform să ni se solicite, sau Consiliul Local, evident, să ni se solicite hotărârea cu privire la organizarea rețelei școlare. S-a schimbat schimbarea? Merge pe schimbarea lor. Vă afectează în vreun fel hotărârea? Nu. Atunci, da, eu, drept să spun, n-am avut timp să o citesc. Această adresă înainte, mă edificam, da? Mă rog. Deci dacă nu vă afectează, puteți funcționa și pe hotărârea de organizare a rețelei școlare care a fost aprobată în 2016 către Consiliul Local, nu? O să vă informez, să văd dacă puteți obținut, nu prin nicio informare în acest sens. Deci, probabil, mă realizez-o la dumneavoastră, să fac și o copie. Da, sigur că da, da. Bun, da? Deci dacă nu vă afectează și din câte știu eu, nu sunt modificări în structură, nu? Rețeaua școlară. Așa că... Exact, același modificat. Am înțeles, am înțeles. Da. Și o adresă de la Curtea de Conturi, numărul 115, per 2, din 27.1.2017, care este adresată Consiliului Local. În temeiul prevederilor art. 33, alineat 1, din legea 94-92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată și ale punctului 234 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 155 din 2014, publicat în monitor oficial, mă rog, 547 din 24-7-2014, vă transmite la alăturat spre analiză în prima ședință a Consiliului Local raportul de FULOC înregistrat sub numărul 2013 din 20-12-2016, încheiată în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor produse prin decizia numărul 66 din data de 10-11-2015, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bogdănești, împreună cu decizia numărul 66/1/26/1/2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 66 din 10-11-2015. După întrunirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință împreună cu hotărârea privitoare la adoptarea procedurii de urmărire și verificarea măsurilor dispuse prin decizie de directorul adjunct al Camerei de Conturi Județul Bacău. Eu nu am prezentat un proiect de hotărâre vis-a-vis de faptul că domnul primar nu a stabilit prin adresă, adică nu a specificat nimic pe această adresă. Din câte știu eu, are și dumnealui o adresă. Ce s-a întâmplat? Vis-a-vis de măsurile dispuse, s-a făcut contestație, după cum știți, este vorba de spor de confidențialitate pentru subsemnatul și pentru consilierul juridic. Procesul s-a terminat, dar nu a fost emisă încă sentința de la Curții de Apel, pe baza căreia să se poată trece la emiterea dispoziției sau primarului pentru recuperarea sumelor. Da? Deci urmează ca la momentul în care va fi comunicată sentința civilă, pentru că trebuie să fie... Poftiți? Rămasă definitivă. Bănuiesc că e rămasă definitivă, fiind la Curtea de Apel. Deci până când nu vine actul, nu s-a putut emite dispoziția. Deci în sensul ăsta, cred că trebuia totuși inițiat un proiect de hotărâre, dar, mă rog, nu s-a dispus... Eu am prezentat adresa, măsurile sunt cele... tot din decizia inițială, numai că termenul s-a prelungit până la 30 aprilie, din câte mi-a aduc eu aminte. Da, da. Da. Deci, este timp până acum, eventual, de făcut un proiect. Absolut. Deci, la ședința din luna martie, în mod obligatoriu, o să discut cu domnul primar, să inițiezi un proiect de hotărâre în sensul ăsta cu măsurile și sperăm până atunci să vină și sentința. Unde e ordine cu plăcere. Da. Asta e. Da, deocamdată, nu, chiar mă uitam, prin adresă nu s-a dispus o dată până la care să se emită o hotărâre cu
Aici spune clar că se acordă prelungirea până la data de 28.04.2017 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor respective. Deci, da. Mulțumesc. Nu mai aveți așa. Eu aș mai avea o problemă. Da. Și o mică precizare vis-a-vis de, deci dacă proiectul de hotărâre referitor la impozitele și taxele locale nu a fost adoptat, rămâne în vigoare hotărârea emisă, evident, adică hotărârea care este în vigoare din anul precedent. Eu aș mai avea o problemă. Domnul Vecin, anul trecut, în domeniul public, la fântâna de acolo, din fața, s-a amenajat din banii care s-au amenajat, fântâna cu cumpăra. Am înțeles că a fost un accident de circulație nefericitat. Și s-a distrus suportul lor acum până într-o parte, cumpăra de sus nu mai este. Înțeles, dumneavoastră ați fost la fața locului și știți cine sunt ăștia. Păi, pe ca să o lăsăm să nu... Adică, cei care perează Dumnezeu, a fost accident, nu dori nimeni să o strâns. Dacă știți cine sunt ăștia, trebuie să mă răspund să o facă înapoi. E părere de persoană. Păcat că noi am investit niște bani. Da, că, e păcat, a rămas suportul ăla de cumpăre într-o parte, așa, și cumpăra nu mai este. Trebuie să vorbesc cu cei de la poliție să meargă... Eu nu știu cine o fi, dar păcat, nici omul ăla nu o fi vrut, ferească Dumnezeu, că nu vrea nimeni să facă un accident de circulație, să dărâme omul. Dar eu zic că ar fi bine să luăm legătura cu ei, pentru că o să plătească, să facem înapoi. Dar cumpăra aia de sus mai... Trebuia luată de cineva, să nu mă... Nu știu. Tante Elena Rotaru mi-a spus, că a spus dumneavoastră atunci când era accidentul. Eu nu eram acasă, sincer, să vă spun, nu eram acasă. Da. Aia cine ori fi, dar adică să plătească contravaloarea de aia ruptă și... Dom'le... S-o facă, nu. Păi corect, dar eu asta e părerea mea. Păcat, dacă rămâne așa, așa va rămâne de acum. Înclinată și... Adică să o facă din nou. Nu știu, dar noi suntem proprietari, nu? Să o facă din nou. Nu, noi nu suntem. Nu e pe domeniul public. Nu. Eu fi pe domeniul public, dar noi nu avem înscris în... Și atunci cine a scris? Noi am. Contrarul a făcut-o... Nu, aici, domnul Vicepreședinte. Eu nu intru cu poate amănunt, ziceam că ăștia care au făcut accidentul, ferească Dumnezeu că nu-și dorește nimeni un accident în circulație, dar adică să se interesează să fie la locul în poștă. Perfect, da. Nu este prins în actele primăriei, așa ceva. Păi bine, dar când s-a... făcut, recondiționat, nu a făcut-o Consiliul Local. Am făcut-o, domnul primar, într-o sponsorizare. Asociație, asociația jalistă, știam că s-a făcut... S-a luat guvernamentală, adică n-au treabă, nu trece primărie. Nu știam. Ce face dacă trece timpul? Dacă trece timpul. Poate rămâne acolo, tante Elena și-a făcut acum în curte, nu mă interesează nici pe aia care sunt în curte. Rămâne păcat. Era făcut ca lumea. Păcat, eu ce spun la asta? Cel care a greșit, da, era Dumnezeu. Cine a greșit, doar nu... Cineva să intre... Ai bine că mi-ați adus aminte, eu le dă. Nu ar fi... Adă. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, declarăm închis. Foarte bine. Vă mulțumim pentru participare și vă urez mult succes în activitatea de zi cu zi. Și o primăvară frumoasă.